De Ziua Internațională a Lumânărilor Aprinse în memoria celor care au murit răpuși de SIDA, zeci de tineri au format în Piața Unirii un lanț uman. Chiar dacă cei mai mulți trecători nu știau ce semnifică gestul tinerilor, au fost și voluntari care li s-au alăturat. Știu că am făcut o faptă bună pentru oamenii care au HIV și m-am simțit bine să fiu alături de ei. A fost un moment emoționant pentru că nu știam exact despre ce e vorba. Sper ca gestul ăsta să fi sensibilizat oamenii cât de cât, să se protejeze și să nu pățească ca ei. Lansarea lampioanelor spre cer a adunat însă și mai mulți oameni. Din Piața Unirii, tinerii s-au mutat pe malul râului Bega. Zeci de lumânări au plutit lin pe apă în memoria victimelor SIDA. La eveniment au participat și persoane care trăiesc cu virusul HIV. Toți au încercat să le aducă aminte oamenilor că anual 2 milioane de persoane mor din cauza acestei boli.